Capriciile vremii din primăvara acestui an, asemenea altor ani, și-au pus amprenta asupra dezvoltării familiilor de albine, dar și asupra producțiilor ulterioare de mieră. Veniturile stuparilor au fost drastic diminuate în condițiile în care cheltuielile cu întreținerea familiilor de albine, dar și cu deplasările la pastoral, au crescut. Unde punem faptul că, în unele zone din țară, vremea rece, dar și furtunile au afectat în bună parte cultura de rapiță, plantă meliferă, care susține dezvoltarea familiilor de albine. Dar în majoritatea cazurilor, stuparii înregistrează și producția de miere de la această plantă. Iată că anii 2020 și 2021 s-au dovedit potrivnici mari mase de apicultori din România. Recolta de miere a fost diminuată consistent, ca urmare a celor menționate mai sus, dar și a concurenței din partea apicultorilor, mai ales din China, care au lansat pe piața europeană cantități însemnate de miere la prețuri fără concurență. Apicultorii români au solicitat Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, MEADR, Nechita Adrian Ianoros, aprobarea unui program de minimis. Această solicitare este adresată și Comisiei Europene. Și apicultorii, asemenea fermierilor, din alte domenii ale agriculturii, ar trebui să beneficieze de o susținere financiară distinctă, nu doar prin program de minimis.